Astăzi este ziua cea mare pentru Simona Halep. Se căsătorește cu iubitul ei, Toni Iuruc. Evenimentul va avea loc în Mamaia, într-un club de lux care îi aparține nașului celor doi miri. La petrecere vor veni 300 de invitați. În acte, Simona va apărea de acum cu numele Halep Iuruc. Colegul meu, Viorel Matei, se află și el la Mamaia, acolo unde va avea loc ceremonia. Viorel, bună ziua! Spune-ne care e atmosfera acolo. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Aici, la clubul din Mamaia Nord, se fac ultimele pregătiri. Pe plaja din fața lui se va desfășura ceremonia de cununie civilă și apoi toți 300 de invitați vor intra în interior pentru petrecerea propriu-zisă. Sunt invitați de marcă pe lista Simonei Halep, nu poate lipsi, bineînțeles, Ilie Năstase, nu poate lipsi Ion Țiriac și se pare că și administrația prezidențială a primit o invitație la această petrecere. Klaus Iohannis este așteptat să apară astăzi aici în Mamaia Nord. Clubul unde se desfășoară petrecerea aparține nașilor Simonei Halep și lui Toni Iuruc, mirii de astăzi. De fapt, este și clubul unde cei doi s-au cunoscut în urmă cu ceva vreme. Ce nume va purta Simona Halep? În mod normal, tradiția la români spune că soția ia numele soțului. Însă, în acest caz, deoarece brandul Halep este foarte cunoscut pe plan mondial și foarte puternic, s-a ajuns la un compromis, astfel încât se va numi Simona Halep Iuruc. Își va menține vechiul nume și îl va adăuga pe cel al soțului. De menționat că există și un cort în care medici și asistente vor testa pe invitați, cei care, bineînțeles, nu sunt vaccinați. Este o organizare ca la carte aici în Mamaia, astfel încât totul să se desfășoare cum trebuie și fără niciun incident. Nu știm când va fi nunta. Astăzi avem parte doar de cununia civilă. Nunta ar trebui să fie undeva anul viitor, în 2022, la o dată care nu a fost fixată încă.